Este foarte important ca orice antrenament să înceapă mai întâi cu 4 minute de încălzire. Atât recomand eu pentru antrenamentele care durează, nu știu, de la 15 minute, dar care pot ajunge până la o oră. De ce este important să ne încălzim mușchii? Ca să nu ne accidentăm. Și eu vă voi arăta astăzi 4 exerciții, fiecare se execută timp de 50 de secunde, aveți 10 secunde pauză, deci 1 minut pentru fiecare exercițiu, în total 4 minute. Și începem cu alergarea pe loc sau să vă loviți fundul cu călcâiele. Și voi mă întorc cu spatele, să vadă mai bine. Vă puneți palmele pe fund și vă loviți, cum spuneam, fundul cu călcâiele alternativ. Și începem. Puteți mări ritmul. Și executați, cum spuneam, 50 de secunde. Apoi luați o pauză de 10 secunde. Un alt exercițiu foarte bun este tot alergare pe loc cu genunchii cât mai sus. Puteți, bineînțeles, să-l complicați luând o coardă și acolo aveți mai multe tipuri de exerciții, dar ăsta este cel mai simplu pe care îl puteți face acasă dacă nu aveți niciun fel de echipament. Și este pur și simplu o alergare pe loc, încercând să aduceți genunchii cât mai sus. Dacă simțiți că obosiți, puteți să-l lăsați și mai jos genunchii. Important este să executați timp de 50 de secunde, iar apoi să luați 10 secunde de pauză. Și ultimul exercițiu este stați în picioare, coborâți unul dintre genunchi și cu potul întins în spate, deci genunchiul jos, cotul jos, și vă ridicați în timp ce ridicați și cotul și îl coborâți pe celălalt. Aceasta este mișcarea. O repetați timp de 50 de secunde, apoi luați 10 secunde pauză și repetați 50 de secunde și pentru celălalt picior cu 10 secunde pauză. Acum sunteți pregătiți pentru antrenament.